Un copil de 8 ani din localitatea pericei a fost în aceste zile victima unui eveniment rutier produs pe raza localității de domiciliu. Șoferul a fost testat cu alcool testul, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Șoferul, un bărbat de 33 de ani din Bihor, în timp ce conducea autoturismul, a accidentat ușor un copil care s-a angajat în traversarea străzii în fugă prin loc nepermis și fără să se asigure. Tot în această perioadă, polițiștii rutieri au depistat în trafic doi bărbați de 49 respectiv 32 de ani conducând autoturismele sub influența băuturilor alcoolice. În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru conducerea pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice, are o alcolemie peste limita legală.